Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Puii de canar. Într-o frumoasă zi, Kelemen, canarul, și-a găsit perechea. Lenche trăia pe un fag, nu departe de casa Buburuzei. Kelemen, împreună cu noua lui pereche Lenche, și-au construit un cuib pe creanga cea mai frumoasă a fagului. Bobiță și Buburuză urmăreau cu atenție cum construiau păsările cuibul. Vezi, Lenche nu s-a ridicat din cuib de zile întregi, poate că e bolnavă, se îngrijora băiatul Melk. Nici vorbă, Bobiță, probabil a depus ouă, vor avea pui! Se entuziasmă Buburuză. Ouă, pui! Bobiță nu înțelegea. Sigur, le încălzește și deodată din ouă vor ieși puii, a spus fetița mămăruță. Nu peste mult timp, Lenche s-a ridicat și cum se învârtea prin cuib, Bobiță a zărit 3 ouă albe micuțe. 3! Vor fi 3 puișori! A fugit vesel la Buburuză. Într-o dimineață se auzi un ciripit agitat din fag. Ura! Au ieșit puiuții! A strigat Buburuză și de bucurie Buburuză și Bobiță s-au îmbrățișat. Putem să-i vedem? L-a întrebat agitată Buburuză pe Kelemen. Sigur, dar să aveți grijă, sunt încă micuți și fragili, a spus tăticul mândru. Kelemen i-a luat pe spate pe Bobiță și pe Buburuză și i-a așezat lângă cuib. Ce drăguți sunt! A spus fericită Buburuză. Băiatul Melk și fetița mămăruță au mângâiat cu grijă micuții canari. Micuții au crescut repede. În curând au început să exerseze zborul. Lenche i-a îndrumat cu grijă, iar ei se descurcau din ce în ce mai bine. Noi mergem după mâncare, să fiți cuminți, a spus Kelemen. Nu cumva să zburați singuri din cuib? Sunteți încă micuți, puteți zbura numai când suntem și noi aici, a adăugat Lenche. Dar canarul cel mic n-a ascultat. Auzi vorbă, eu știu să zbor bine, voi încerca singur. Imediat ce a spus asta, a și plecat. Nu pleca, nu pleca! Au ciripit ceilalți doi, dar n-au putut să-l oprească. Când părinții lor s-au întors, cei doi pui erau agitați pe marginea cuibului. A zburat, a zburat frățiorul nostru! Plângeau amândoi. Vai, dar e prea micuț! Oare ce s-a întâmplat cu el? A strigat speriată Lenche. Bobiță și Buburuză au auzit strigătul lui Lenche. Au pornit de îndată în căutarea puiului pierdut. L-au căutat peste tot. L-au căutat pe deal, la munte, pe malul lacului, în pădure, pe câmp. Dar nu l-au găsit nicăieri. A început să se însereze. Cum îl vom găsi pe întuneric? A întrebat Lenche și a început să plângă. În clipa aceea a apărut o lumină stranie pe cer. Erau licuricii care au pornit în căutarea canarului. Vom lumina noi, sigur îl vom găsi, au spus toți deodată. Acolo e! E acolo un tufiș! A strigat repede Bobiță și toți au fugit înspre tufiș. Micuțul canar, epuizat, tremurând de frig, dormea în tufiș. Lenche l-a strâns între aripi și l-a îmbrățișat fericită. În sfârșit te-am găsit! Altădată s-a sculț de cei bătrâni, a spus Kelemen. Lenche și-a luat zborul, iar licuricii au dansat în jurul ei cu lămpașele lor. A fost atât de frumos ca un dans al zânelor pe cer. Familia canar s-a dus la culcare. Lenche și-a încălzit micuții acoperindu-i cu aripile ei. Noapte bună, micuților! A șoptit ea fericită. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu.
castelul de nisip. Într-o caldă zi de vară, Bobiță, Buburuză, Gombi și Baltazar s-au îmbrăcat în costumele de baie, și-au căutat gălețile și-au pornit pe insula de nisip pentru a construi o cetate de nisip. Priviți! Un pepene uriaș! A strigat deodată Baltazar. Să-l ducem cu noi! A cerut Bobiță. Îl mâncăm la sfârșitul zilei. Bine, să-l ducem! A fost de acord Buburuză. Bobiță, Buburuză, Baltazar și Gombi au rostogolit cu grijă uriașul pepene. Dar când au ajuns sus pe deal, pepenele a pornit în jos pe pantă. Să-l prindem! Să-l oprim! A strigat speriată Buburuză. Gombi a sărit pe pepene. A încercat să oprească fructul ce se rostogolea, dar n-a reușit. I-au alunecat picioarele și a căzut. Iar pepenele se rostogolea mai departe. Toți fugeau după pepene cât îi țineau picioarele, dar pepenele era mai rapid. Când a ajuns la poalele dealului, s-a lovit de o piatră și s-a spart în bucăți. S-a spart pepenele? Se supără Buburuză. Oh, pepenele! Se supără și Baltazar. De ce sunteți supărați? Mai bine să-l mâncăm! A propus veselă Gâzuța Florilor. Cei patru prieteni s-au așezat în jurul pepenelui și au început să mănânce. Au mâncat din fructul roșu și dulce până li s-au umplut stomăcelele. Să ne grăbim pe insula de nisip! Nu ne mai rămâne timp să construim castelul! A strigat repede fetița Mămăruță. Așteaptă, Buburuză! Vin și eu cu tine! A spus Baltazar. Și eu! A spus Gombi. Dar eu nu știu să zbor! Pe mine mă lăsați aici? A întrebat Bobiță plângând. Știu cum facem! Construim vaporașe din coaja pepenelui. Așa vom ajunge repede pe insulă și poate să vină și Bobiță! A propus Baltazar. Au ales patru coși de pepene. Una pentru Bobiță, una pentru Buburuză, una pentru Baltazar și una pentru Gombi. Au făcut catargul din crengi, iar vela din frunze. Când au terminat, le-au pus pe apă, iar vântul i-a dus repede spre insula de nisip. Ura! Navigăm! A strigat fericit Bobiță. În curând au ajuns la insula de nisip și au ieșit toți pe mal. Ia priviți! Vine cineva și are și o găleată! Și chiar au zărit pe malul nisipos o gâză micuță veselă. Buburuză a întrebat. Cine ești tu? Sunt Huba, gândacul nisipului. Trăiesc aici pe insula de nisip și voi construi un castel mare din nisip. Chiar? A întrebat Baltazar. Putem să construim și noi cu tine? Sigur, veniți, să ne apucăm de lucru, a spus Huba. Au construit un castel mare de nisip. Au săpat tunele, au construit turnuri și au făcut uși. Mai lipsește un steag pe acest turn, a spus Buburuză. L-a desenat pe Huba pe o frunză și l-a pus pe turnul castelului. Vai, acum acesta este castelul meu, a strigat entuziasmat Huba. Când a început să se întunece, locuitorii pădurii și-au luat rămas bun de la Huba și-au pornit înspre casă. Somn ușor, apărător al castelului, a strigat Buburuză. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. La cules de afine. Într-o zi de toamnă, Bobiță și Buburuză au pornit la cules de afine în pădure. A venit cu ei Fulgușor, fetița Fluture, și Dima, băiatul gândac al cartofului. Eu voi culege cele mai multe afine, a strigat entuziasmat Dima. Priviți, tufa aceea e plină de afine.
a spus băiatul Melk. Le culeg eu! Dar Dima i-a luat-o înainte, a sărit repede și a cules cele mai frumoase fructe. Vai, și această tufă e plină de afine? T-a entuziasmat, Buburuză, dar gândacul cartofului a fost din nou mai rapid. Până a ajuns Buburuză, el a cules cele mai frumoase afine. Dima, așa ceva nu se poate, nu mai culege toate afinele tu, a spus supărată Buburuză. Deodată le-a apărut în cale un pârâiaș. Trebuie să construim un pod, a spus Fulgușor. Eu știu cum să facem, veniți să aducem acel trunchi de copac. Toți au pus mâna și împreună au cărat trunchiul greu. Prietenii au construit un pod rezistent din trunchiul de copac. Suntem gata, a suspinat Fulgușor. Priviți, acolo este un afin plin cu boabe albastre. Atât i-a trebuit lui Dima. Eu ajung primul, ale mele vor fi afinele. A împins-o pe fetița fluture și picioarele lui Fulgușor au alunecat, iar ea a căzut drept în apă. Ajutor! Vai, Fulgușor, prinde-mă de mână! A strigat speriată Buburuză. Dar Fulgușor era dusă de apă și nu reușea să se prindă de mâna Buburuzei. Bobiță a adus o creangă lungă. Prinde creanga, Fulgușor! A strigat el, dar nici această încercare nu le-a reușit. Apa o ducea mult prea repede pe Fulgușor. Dima, ajută-ne! Trebuie să o scoatem pe Fulgușor din apă! A strigat Buburuză și, prinzând-o pe Fulgușor, a tras-o din apă. Vai, mi-e frig, mi-e frig! Mi-am udat și aripioarele! Tremura Fulgușor. Îți dau hăinuța mea, eu sunt vinovat pentru tot. Nu fi supărată, Fulgușor, a spus Dima. Ești drăguț, i-a spus Buburuză lui Dima. Dar ai să răcești fără hăinuță. Mai bine să culegem niște frunze mari cu care să o acoperim. Bobiță, Buburuză și Dima au acoperit-o pe Fulgușor cu frunze mari de lobodă. Dar fetița fluture tot mai tremura. Tot mi-e frig, mi-e foarte frig. Aripioarele mele, uitați-vă, nu le mai pot mișca. S-au udat, sunt distruse. A plâns îndurerată. Soarelui i s-a făcut milă de fluturașul care plângea. A coborât și a mângâiat ușor cu razele lui aripioarele lui Fulgușor. Aripioarele de fluture s-au uscat repede și au devenit ca noi, exact cum erau. Ura! Aripioarele s-au uscat și rochița! Nu mai este frig! Mulțumesc, soare drag! A spus fericită Fulgușor. Nu fi supărată, Fulgușor, a spus Dima. Altădată n-am să mai culeg toate afinele. Îți dau ție tot ce-am cules eu. Mulțumesc, Dima, dar afinele trebuie să fie ale tuturor, a spus zâmbind Fulgușor. Să mergem la mine acasă și să facem o prăjitură. În curând au ajuns la Fulgușor și s-au apucat de treabă. Au spălat afinele și le-au curățat de frunze. Lucra lingura de lemn, lucrau și ei și un miros plăcut a umplut bucătăria. Prăjitura cu afine a fost gata imediat. La ospăț au venit Wendel, băiatul Rădașcă, Baltazar, băiatul Albină și Gombi, gândacul florilor. S-au așezat cu toți în jurul mesei, au mâncat și au discutat. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Turta dulce. A sosit luna decembrie. Pădurea era acoperită de zăpada albă. Bobiță și Buburuză au stat în casa cu Buline, a fetiței Mămăruță. Să facem turtă dulce, a propus veselă Buburuză. Bobiță și Buburuză s-au apucat de lucru. S-au învârtit, s-au rotit prin bucătărie. Au făcut aluatul și l-au întins subțire. Buburuză a scos din sertar formele pentru turtă dulce. Au tăiat aluatul în forme și au început să coacă prăjiturile.
Când s-au rumenit frumos, Buburuză a scos tava din cuptor, a pus prăjiturile într-un castron și le-a dus afară în fața casei. Se vor răci repede căci e frig, i-a spus lui Bobiță. În clipa aceea a trecut pe acolo o coțofană, a simțit o aromă plăcută și apoi a observat turtele dulci. A apucat cu ciocul castronul și a zburat mai departe. Când Buburuză a ieșit să ia prăjiturile, nu le-a mai găsit. Vai, cineva a luat turtele dulci! A strigat disperată. Dar cine a luat castronul? A întrebat Bobiță nedumerit. Bobiță și Buburuză au pornit spre pădure. În curând s-au întâlnit cu Mila, gândacul de zăpadă. Dragă Mila, cineva a luat castronul meu galben plin cu turtă dulce. N-ai văzut cine a fost? A întrebat Buburuză. Ba da, am văzut. Coțofana a fost, a zburat încolo, a răspuns Mila. Și-au continuat drumul. S-au întâlnit cu Râma. Dragă Râmă, coțofana mi-a luat castronul galben plin cu turtă dulce. N-ai văzut încotro a zburat? A întrebat Buburuză. Apoi i-au zărit pe Gombi și pe Dima. Chiar construiau un om de zăpadă. N-ați văzut-o pe coțofana? Mi-a luat castronul galben plin cu turtă dulce, s-a plâns Buburuză. Ba da, am văzut-o, a zburat către pârâu, i-a răspuns gândacul cartofilor. Buburuză, privește! Firimituri! De aici a zburat coțofana, a strigat deodată Bobiță. Să urmărim firimiturile și vom găsi scorbura coțofanei, a propus fetița Mămăruță. Așa s-a și întâmplat. Firimiturile i-au condus la scorbura coțofanei. Mirosul de turtă dulce a înconjurat tot copacul. Bobiță și Buburuză s-au cățărat în copac și au bătut la ușa scorburii. Tu mi-ai luat castronul galben cu turtă dulce? A întrebat Buburuză când coțofana a deschis ușa. Da, eu am fost. Mi-a fost foame, am zărit castronul și l-am luat. Dar vi-l dau înapoi. E foarte urât să iei ceea ce nu-i al tău, a spus Buburuză și a pornit supărată spre casă. Bobiță în urma ei. Lasă, Buburuză, nu fi atât de supărată. E adevărat, coțofana ți-a luat castronul, dar ți l-a dat înapoi. Probabil îți va cere și iertare, a spus băiatul Melc. După masă, Bobiță și Buburuză și-au invitat prietenii. Au venit Fulgușor, fetița Fluture, Baltazar, băiatul Albină și Vendel, băiatul Rădașcă. S-au așezat în jurul mesei și au început să mănânce. În curând s-a auzit un ciocănit ușor. Fetița Mămăruță a deschis ușa. Coțofana se afla în fața ușii cu o sticlă mare strânsă sub aripă. V-am adus sirop de măceșe. Eu l-am pregătit din măceșe proaspete de astăvară. Te rog, primește-l și să nu fii supărată pentru că ți-am luat turta dulce, a spus coțofana. Dragă coțofană, nu vrei să mănânci cu noi? Ai și tu un loc la masă? Coțofana s-a bucurat mult și s-a așezat la masă lângă ceilalți prieteni. Au mâncat turtă dulce, au băut sirop de măceșe, au vorbit și au râs până seara târziu.